Salut! Numele meu este Vlad. Și numele meu este Ina. Astăzi vom aborda un subiect interesant. Vom vorbi despre încredere în sine. Când mă gândesc la încredere în sine, sau mai degrabă la lipsa ei, îmi vin în minte trei situații. Prima situație este cea în care îți lipsesc anumite informații sau cunoștințe despre subiectul despre care vorbești. A doua situație este cea în care nu te poți decide și ai de ales poate mai multe căi, însă nu te poți decide pentru că nu ai încredere în tine și chiar nu știi ce decizie să iei. Iar a treia situație este o situație în care nu te cunoști foarte bine. Deci mai degrabă este o situație de necunoaștere de sine. Acum, pentru a lucra la aceste situații și pentru a le îmbunătăți, consider că în primul rând, trebuie să fii foarte bine pregătit pe domeniul pe care îl prezinți. Să spunem că ai de făcut o prezentare la muncă sau în fața unor oameni, trebuie să fii foarte bine pregătit în subiectul acela. Deci să ai suficiente informații și cunoștințe despre ceea ce urmează să vorbești. A doua situație, cea în care nu te poți decide, se leagă cumva cu cea de-a treia, cu necunoașterea de sine, pentru că în momentul în care te cunoști pe tine, îți cunoști punctele forte și punctele slabe, atunci poți să iei o decizie în concordanță cu ceea ce este important pentru tine, cu ceea ce tu consideri că merită să faci sau să nu faci. Și în momentul în care te cunoști foarte bine și ai luat o anumită decizie să te apuci de anumit lucru să-l faci, să susții o prezentare, să vorbești în fața unui public, să aplici pentru un job nou, ți-ai făcut toate temele. Pentru cei mai mulți oameni asta e de ajuns. Să știe foarte bine un lucru, să știe foarte bine locul de muncă pentru care o să aplice sau materia pe care urmează să o prezinte în fața unui public, asta este de ajuns. Însă pot fi situații în care să nu simți acea stare care să te determine să faci acel prim pas. Și știu că aici intră foarte bine în peisaj NLP-ul sau programarea neurolingvistică, în care poți să iei o stare emoțională și prin procesul numit ancorare să ți-o faci disponibilă atunci când vrei să faci acel pas. Adică te pregătești să faci temele, te gândești să iei o anumită decizie, iar starea emoțională, fie de pasiune, de prezență, de energie, de dorință, îți va da impulsul să faci acel prim pas și apoi, de cele mai multe ori, funcționează ca un bulgăre care se rostogolește la vale, începe să devină din ce în ce mai mare și totul va merge de la sine. E foarte important când aplici NLP să ai bifate acele domenii, să știi foarte bine acele cunoștințe și decizia pe care vrei să o iei. Asta mă amintește de o altă situație în care încrederea în sine poate să lipsească și asta se trage din școală și știu că cel puțin eu am suferit din cauza acestui lucru în anumite decizii din viața mea, că mi se orienta foarte mult atenția către ceea ce nu făceam bine. Adică și într-o lucrare sau un test, mai mult când o primeam, vedeam, uite, n-am făcut bine aici, 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 dar niciodată nu eram lăudat pentru ceea ce făceam bine. Și nu cred că ești singurul. Da, probabil că sunt mulți care au trecut prin acest lucru și îți dai seama, stai 12 ani, 16 ani în școală dacă faci o facultate și mereu, în permanență, ți se orientează atenția către ceea ce nu ai făcut bine. Și apoi ai tendința să-ți creezi un obicei din asta. Să-ți orientezi mereu atenția, indiferent ce faci în viață, către ceea ce nu funcționează cum trebuie. Adică ai un proiect sau un plan cu familia sau vrei să faci ceva împreună cu partenerul, cu un prieten. Și după ce ai făcut niște lucruri, le-ai pus în practică, ai construit ceva, după ce ai terminat, mai mult parcă te uiți, dar mai am atât de parcurs, dar aceste elemente nu au fost așa cum mă așteptam. Și așa cum un astfel de obicei s-a format într-o perioadă mai lungă de timp, la fel ne putem forma obiceiuri noi. Obiceiul prin care să ne orientăm atenția către ceea ce funcționează mai degrabă decât către ceea ce nu funcționează. Pentru că știm cu toții, un obicei se formează în timp. Așa că începe de astăzi să-ți orientezi atenția către lucrurile care funcționează în viața ta și vei vedea că în timp el va deveni un obicei automat. Nu va trebui să-l mai faci neapărat în mod conștient, ci îți va intra în automatism. Și astfel dobândești încredere în tine.
iei o decizie, folosești un instrument de NLP și îți creezi o stare, creezi un nou obicei și astfel dobândești încredere în tine. Este atât de simplu. Ne găsești pe Google Plus și Facebook. Apasă butonul subscribe de mai jos și vei fi pus la curent atunci când apare un clip nou.